Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Muncii. În România, ziua de 1 mai a fost sărbătorită pentru prima dată în 1890, în perioada regelui Carol al II-lea. Odată cu instalarea comunismului, această zi a fost exploatată la maxim în scop propagandistic. Se organizau manifestații grandioase în toate orașele, dar nu în cinstea muncitorilor, ci a partidului și a iubiților conducători. Toți cei din coloanele de muncitori trebuiau să scandeze lozinci, să poarte plancarde, ridicând în slăvi Partidul Comunist. Ziua liberă se încheia la iarbă verde, cu mici și bere, poate singurul element comun al României comuniste și al României democratice. Ce-și mai amintesc târnemțenii despre 1 mai muncitoresc, aflați în secundele următoare. Cum sărbătoreați 1 mai muncitoresc pe vremea comunismului? Păi mergeam la mici, la bere, prin muncă, prin distracții. Participați și la anumite manifestări? Se organizau și aici în oraș? Pe timpul Ceaușa se organizau, da. Ce veți face astăzi de 1 mai? Fanfară, la strand era. Astăzi sărbătorim pe muncă. Și cum credeți că era mai bine? Mă refer strict la ziua de 1 mai. Păi era mai bine și pentru o distracție, 1 mai. Fără bani suntem amărâsăți. Dar înainte, cum era? Foarte bine. Ne dădea o seculeță în mână și ne obliga să mergem acolo la... În stradă, da, în centru. Băi, o gratar mai, o bere. Și ce veți face astăzi de 1 mai? Astăzi n-avem ce face, că nu mai e adunare. Deci, cum considerați că era mai bine, atunci sau acum? Atunci era mai bine față de acum. Foarte bine, foarte bine. Așa, mergeau la iarbă verde, luau lăzi de bere, era berea 3,50 lei și acum ai... destul de scumpă și salariile sunt foarte mici și era mult, mult mai bine. Mult, mult mai bine. Și participați și la anumite manifestări stradale? Poftim? Participați și la anumite manifestări pe stradă? Da, da. Da, ieșem la, și privim la manifestări pe stradă. Ce manifestări erau? Erau fel de fel și copii de la școli și de părțile erau. Și ce veți face astăzi de 1 mai? Astăzi acasă. Și să facem? Acasă stăm. Banii cam nu îi avem în buzunare, sunt foarte puțini, la noi pensiile sunt foarte puține și asta. Da. Cum sărbătoreați 1 mai muncitoresc pe vremea comunismului? Cum era atunci? Niciodată nu am sărbătorit și n-am băgat în seamă 1 mai. Deci se sărbătorea că era locuri de muncă, erau tot și în premuncă. Și existau anumite manifestări pe stradă în Târgu Neamț? Cred că da. Și pot fi și acum, la ora actuală, pot fi și deci e o sărbătoare care poate să fie, cum să spun... Deci nu e comunismul, e pentru români. Deci e la liber, da. Și ce veți face astăzi de 1 mai? Eu de 1 mai vă spun sincer, ne ducem la o mormântare. Cum se sărbătorea 1 mai muncitoresc pe vremea comunismului? Păi vremea comunismului era un pic diferit față de acum, în sensul că era mult mai bine organizat. Erau manifestări organizate de primăria orașului, de obicei, în parcul cetății, pe malul Ozanii, se mai făceau excursii de plan anumite întreprinderi. Și erați obligați, forțați de Partidul Comunist să ieșiți în stradă, să scandați anumite lozinci în această zi sau putea să faceți de dimineață până seara orice doriți dumneavoastră? Niciodată nu a fost obligat de partid pentru a ieși în stradă sau ceva, adică se formă ca să fim obligați la ceva, nu. Deși lumea totuși era mulțumită de sistem, am înțeles la mai multe persoane că ieșeați în stradă, erau anumite manifestări. Deci oamenii ieșeau în stradă pentru că erau puține sărbători care sărbătoreau în acea vreme în comparație cu acum. Și ieșeau din suflet, nu că erau obligați de cineva sau presați, nu. Ce veți face astăzi de 1 mai? Astăzi pare să fie o zi obișnuită la această oră, nu știu mai târziu. 1 mai muncitoresc pe vremea lui Ceaușescu.
Făceau sărbări foarte frumoase, copiii erau îmbrăcați național, erau tot, era frumos, foarte frumos era. Da, foarte frumos era. Și ce veți face astăzi, dumneavoastră? Astăzi ce să facem? Văd că pe străzi nu mai umblă îmbrăcați copiii naționali, nu mai cântă, nu nimica. La piață, uite, cu două flori, să le putem vinde și asta. Cum se sărbătorea ziua de unul mai muncitoresc pe timpul lui Ceaușescu? Era o sărbătoare așteptată de toți cei care munceau într-adevăr și aveau un loc de muncă. Era o sărbătoare la nivel național, era așteptată cu multă nerăbdare, erau cele două sau trei zile de odihnă, depinde cum se numerea. Era urmată de spectacole, de fel de fel de activități sportive, turistice și la vremea aceea toată lumea era, cum să vă spun eu, în verbă, pentru că spectacolele care erau făcute cu această zi aveau un caracter aparte și erau apreciate de unele, să zic eu, părți ale societății noastre. Ceea ce la ora actuală nu se mai menține, nu se mai aprobă și cred că ar fi bine să se revină prin diferite manifestații, diferite activități în aer liber, mai ales pentru tineretul care și așa n-are unde să se desfășoare activitățile în cadrul orașului nostru. Dar mă gândesc că și pentru oamenii de vârsta a treia, pentru că am aflat mai multe păreri și toți regretă zilele alea, exact din cauza asta, pentru că astăzi nu se mai face nimic pentru ei de unul mai muncitoresc. Chiar dacă nu mai muncesc totuși, au avut o anumită experiență, nu? Au muncit 30-40 de ani pentru România, de fapt, pentru noi. N-aș vrea chiar să cădem în sfera de a deveni nostalgici, dar cred că ar fi bine venit ca în fiecare an cu ocazia zilelor de 1-2 mai, așa cum s-au numerit și acum mai multe zile liberi, să fie organizate mai multe activități cu caracter pentru cei care și-au făcut datoria față de această țară. Mă refer aici la persoanele vârstnice, persoanele care au pensii și care au lăsat ceva în urma lor și dacă societatea românească la ora actuală se prezintă așa cum este, o țară care este în continuă dezvoltare și prosperitate, cred că în mare măsură se datorește și celor care vrem sau nu vrem merg spre sfârșitul, ca să nu spun a vieții, a carierei sale pe acest pământ. Cum sărbătoriți dumneavoastră astăzi, 1 mai? Dacă avem nevoie și avem atâtea greutăți, sărbătorim prin muncă. Prin muncă, activitatea cotidiană pe care o desfășurăm zi de zi. Ne vom rezerva o oră, două, în care să bem și noi o bere, să mâncăm un mic și să zicem că am sărbătorit această zi dedicată celor care timp de un an de zile sau întreaga viață au muncit și muncesc pentru ca să poată rezista greutăților care sunt la ora actuală. Cum se sărbătorea unul mai muncitoresc înainte, pe vremea lui Ceaușescu? Da. 1 mai era sărbătoarea muncitorilor și a funcționarilor care și-au adus aportul în deplinirea sarcinilor de plan, conform sarcinilor date de Partidul Comunist Român în frunte cu Ceaușescu. Era o sărbătoare de plină armonie. Mergea la iarbă verde, cu tineret, cu brigăzi artistice, de tot felul și de tot felul. Steaguri tricolor pluteau în aer peste tot, și pe stradă, și pe ogoare, și peste tot. Duceam o viață bună și ieftină. Acum trăim bine, dar pentru boieri, pentru cei mari, ăștia trăiesc mai bine. Cum sărbătoriți astăzi ziua de 1 mai? Astăzi, cine poate, nu vreau să spun oase roade, dar trăim cam greu. Scumpete este mare, în toată țara este mare.